prăjitură, foi cu caramel și cremă de smântână cu nucă și rom. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face o prăjitură cu foi, cu caramel și cu cremă cu nucă și cu smântână. Acestea sunt ingredientele și vom avem ingredientele pentru caramel, pentru aluatul nostru pentru foi și pentru cremă. Imediat începem. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Am intrat să facem o prăjiturică și mâine o să o scoatem din formă și o să o decorăm. Prăjitură cu foi, cu foi caramel. Trebuie lăsată peste noapte ca să fie bună a doua zi. O prăjitură simplă, simplă, simplă și foarte bună, bună, bună. Bună seara, bună seara! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și vom avea nevoie pentru caramelul nostru de 50 de grame de zahăr. Aici am 50 de zahăr și 25 de apă. Apoi, pentru foile noastre, vom avea nevoie de caramelul răcit. Apoi vom avea nevoie de un praf de sare, un ou, 3 grame de praf de copt, 35 grame de ulei și făină cât este nevoie, să avem un aluat potrivit de tare să-l putem întinde. Pentru crema noastră vom avea nevoie de 500 de grame de smântână, smântână dulce, 100 de grame de zahăr pudră, dacă e posibil să fie și vanilat, dacă nu puneți vanilie, și 150 de grame de nucă măcinată și întreagă, că o să o dăm cu sucitorul, să avem și... Și apoi vom mai avea nevoie și de esență de rom, să punem în crema noastră. Așa. Și vom începe cu caramelul. Am să dau deoparte. Așa. Într-o uliță vom pune zahărul. Și o să punem zahărul în o lingură de apă aici din apa noastră și punem pe foc ca să facem caramelul. Așa, o lingură, două. Și când zahărul s-a caramelizat, o să adăugăm apa. Eu am să o încălzesc, să fie fierbinte. Așa, am să o pun la microunde. Și acum să punem zahărul pe foc. Și am să încălzesc și apa. Bună seara, Elena! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! O puteți pune și rece, dar este mai bine să o puneți fierbinte peste zahărul caramelizat fierbinte. Așa începe să se facă. Vedeți? Așa. Și punem apă peste. Ia uitați. Așa. Și punem apa peste. Vedeți? Și lăsăm să se topească bine, 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 bine. Aici. Închidem focul. Și când s-a răcit, îl punem. Ia uitați cum arată caramelul. Așa. Vedeți? Așa. Și acum eu mi l-am făcut aici și îl punem și este răcit. Și o să-l punem în bolul nostru. Și vom pune caramelul aici în bol. Vom adăuga și ouăl.
un praf de sare. Amestecăm. Punem și uleiul. Punem și făina. O punem treptat și praful de copt. Așa. Și amestecăm. Așa. Și aluatul facem așa potrivit de tare, nu nici prea moale, dar nici prea tare, ca să-l putem întinde. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Și să știți că dă un gust foarte bun la prăjitură. Așa. Vedeți? Mai adăugăm făină. Apoi amestecăm cu mânuța și frământăm puțin. Așa. Ia să vedem. Așa, încă puțină. Încă puțină făină și este gata. Mai dau încă o lingură. Așa jos. Și acum frământăm cu mânuța. Așa. Și aluatul nostru pentru foi este gata. Ia uitați-l, cam așa trebuie să arate. Așa. Și îl putem lăsa o jumătate de oră la odihnit. Și o să-l întindem după aceea. Așa. Eu am să vă arăt cum îl întind. Voi face în acest vas, voi pune. Deci puteți pune, dacă faceți foile mai mari, într-o tavă, tot așa să fie un pic înaltă. Eu fac în acest vas, că iese puțin. Este o jumătate din porția normală care fac eu. Și dacă faceți într-o tavă, faceți foile mai mari. Eu am să-ți fac așa. Așa. Și vom avea nevoie de un fund. Presurăm și obținem făină și vom întinde. Am să iau mai întâi o jumătate. Întindem aluatul. Îl întindem subțire, subțire. Și-l coaceți pe fundul unui tăvi. Puteți pune presura și foarte puțină făină pe tavă și pune sau pe o foaie de hârtie de copt. Așa.
să iau. Tăiați și cu, vedeți, subțire, subțire. Le facem și punem la cuptor. Și vom avea ceva de genul, ia uitați, de genul acesta. Ele cresc puțin. Eu mi le-am copt înainte, le dați la cuptor circa 5 minute, 3-4 minute, 5 minute nu durează, la 180 de grade. Foarte, se coc foarte repede. Vedeți? Subțiri, subțiri. Și apoi puteți pune direct într-o tavă și sau într-un vas așa de sticlă. Eu mâine am să-l și întorc ca să-l pot să-l scot de aici și am să-l tapetez cu folie transparentă. Așa. Eu m-am pregătit înainte ca să nu vă țin prea mult astăzi. Așa. Și dacă vă rămâne aluat, îl puteți și congela. Eu ăsta am să-l congelez și am să-l fac atunci pe 24 înainte de sărbători. Astăzi vă arăt așa cum ar veni prăjiturica și mâine o scoatem din formă. Și am să dau deoparte. Așa. Și voi lua acest vas. Și îl voi tapeta cu hârtie sau cu folie transparentă. Apoi vom face crema și vom pune prăjitura în acest vas. Așa. Deci este o rețetă simplă, simplă și să știți că este foarte bună. Foarte, foarte bună. Mâine o să o vedeți gata. Să scoatem împreună din această formă. Așa. Și acum, aici, să facem crema. Aici avem crema noastră. Avem smântână, deci am 500 de grame de smântână, 100 de zahăr pudră. Și 150 de nucă. Așa. Și esență de rom. Și zahărul, dacă e posibil să aveți zahăr pudră vanilat. Așa. Și vom pune zahărul nostru peste smântâna noastră, smântână dulce. Amestecăm așa bine. Punem și nuca măcinată. Romul. Așa. Amestecăm. Aici am, eu am împărțit nuca în două. Jumătate am făcut o măcinată și jumătate, deci este prăjită și o facem cu sucitorul. Jumătate. Așa.
Și apoi o punem în cremă pe toată. E jumătate din nucă, eu am pus o măcinată fin-fin și jumătate mai grosolan. Așa, și dăm deoparte. Și punem toată nuca aici, peste. Așa. Și acum amestecăm bine, bine, bine totul. Gustați de zahăr să vedeți dacă este dulce de zahăr, dacă este aromată, dacă mai trebuie puțin rom sau puțină vanilie. Dacă știți ce bunătate e. Deci cu smântână dulce. Smântână grasă și dulce. Bună. Așa. Și aceasta este crema noastră, umplutura noastră. Acum, eu am aici foile care mi le-am copt mai devreme, și mai mari și mai mici. Uitați. Așa. Și voi pune mai întâi un strat subțire, așa, de cremă. Pe fund. Eu mâine am să o întorc. Dar dacă fac în tavă, pun direct foaia și o tai. Aici, având în vedere că eu fac o prăjitură micuță, o întorc mâine dimineață. Mâine ne vedem dimineața să o întoarcem împreună și să o tăiem, să vedeți cum arată. Și voi pune o foaie și apoi adăugăm crema noastră, umplutura noastră. Așa. Și puteți pune 3 sau 4 straturi. Așa. Mai punem încă una. Apăsăm așa puțin. Și punem din umplutură. Așa. Așa, și am să mai pun, am să las ceapă deasupra. Așa. Chiar dacă nu sunt perfecte, le puteți și rupe și le puneți. Așa. Așa un colțușor aici, așa ca să intre. Și punem din nou crema. Și acum voi închide cu această foaie ultimă. Așa. Și lăsăm până mâine. Închidem așa.
scoatem prăjitura din formă, făcută ieri seara cu indirect, și o să decorăm cu aceste fructe. Așa. Și o puteți decora, o să tăiem cu un cuțitaș lung, subțire, cu bulețe, și o punem pe un platou și decorăm cu fructe de pădure. Vedeți? Cu coacăze, cu afine, cu ce fructe doriți. Așa. Și am să scot, ia uitați. Aceasta este prăjiturica, ia să o pun așa încet. Și să scoatem. Așa. Am reușit. Voi scoate. Vedeți? Așa, și acum o să o tăiem bucățele. Bună ziua, Rodica! Așa. Dacă ați ce frumos miroase, și o vom tăia pătrățele. Ia să vedem. Depinde cât de mici le doriți să le faceți. Am să tai marginile. Așa. Și nu le aruncați. Le puneți pe o farfurie și le mâncați. Așa. Și încercăm să o tăiem așa frumos și punem marginile. Puteți face și în tavă, puneți foile, puneți crema și după aceea o tăiați și scoateți. Așa, ia să vedem și așa. Tăiem mai întâi toate marginile și apoi o tăiem cu bulețe. Așa. Bună ziua, Vasi! Bună ziua, Elena! Mulțumesc, Elena! Ia să vedem, să o tăiem așa în trei. Și să facem așa cu bulețele. Cred că am tăiat greșit. Și putem pune cubulețul pe hârtie sau direct pe un platou. Și decorăm cu fructe de pădure. Eu astăzi am coacăze. Ia să punem așa aici. Așa pe hârtiuțe.
Le punem pe toate, le decorăm și avem prăjitură pentru sărbători. Să știți că este foarte bună. Este cu smântână și nucă umplută și cu rom, cu esență de rom. Așa. Am intrat doar să vă arăt cum a ieșit. Așa. Și o să facem loc și pentru celelalte două. Bună seara, bună seara și bine ați venit! Bună ziua, bună ziua! Că suntem împrăștiați în toată lumea. Așa. Am pus cam multe, a mai rămas una. Și cele care ne-au rămas, le mâncăm sau le punem una peste cealaltă. Așa, să știți că au ieșit foarte bune. Și acum să le decorăm. Așa, vedeți? Ia uitați, cu fructe. Fructe roșii. Stricat aici. Și acum puneți și fructe de pădure, și portocale, și zmeurică. Ia uitați. Cred că este prea mult. Să tăiem la jumătate. Le puteți lua și crenguțele, să puneți doar bobițele peste. Puteți pune și doar bobițele, le luați de pe crenguță, ia uitați, așa. Punem doar bobițele. Să punem și mai bobițe. Sau puteți pune pur și simplu mătate de nucă în mijloc, așa pe deasupra. Ce spuneți? Ia uitați. Cu mare drag, Elena. Dacă ai sta mai aproape, arată bine și este foarte, foarte, foarte bună. Și ați văzut că se face foarte ușor, foile se fac rapid și crema este doar smântână, dulce, cu zahăr pudră, dacă e posibil să fie și zahăr vanilat, cu zahărul să fie vanilat, cu vanilie, rom și cu nucă. Jumătate din nucă am pus-o măcinată și jumătate am măcinat-o cu sucitorul ca să fie un pic mai mare. Și așa arată. Ia să vă arăt așa cum... Ia uitați, vedeți cum arată? Este bună, 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 delicioasă.
vedeți? Prăjiturica. Prăjitura făcută ieri seară în direct cu voi. Și ne vedem și mâine să facem ceva bun. Și în fiecare zi de săptămâna viitoare, de luni, începem din nou cu rețete bune și gustoase. Ne pregătim pentru sărbători. Vă pup, vă doresc multă sănătate și numai bine. Vă mulțumesc mult că ați intrat în seara aceasta în direct cu mine. Și ne vedem mâine dimineață cu o nouă rețetă. Dulce sau sărată, să-mi lăsați mesaj în comentarii ce ați dori să facem în direct, împreună. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, pupici, o seară frumoasă tuturor. La revedere, pupici. Și rețeta o găsiți în directul de ieri seară. Și după ce termin video, o să o găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. O seară frumoasă, Vasi. Mulțumesc la fel. Vă mulțumesc tuturor, vă pup și ne vedem mâine dimineață cu o nouă rețetă. Pupici, la revedere și multă, multă sănătate. Pupici, la revedere!